Salutare toată lumea și bine v-am găsit la alt tutorial pe acest canal. În acest tutorial vă voi arăta cum să instalezi Forza Horizon 3, o metodă care mie mi-a mers întotdeauna. Și haideți să începem. Cred că o să pun și o muzică pe fundal, dacă ați vrea, vă rog să așteptați 2 secunde. O să dau încet. Sper că nu se aude prea tare. Acum să lăsăm asta, deci site-ul este SkyDraw Games Reloaded. Versiunea este de la frații El Amigos. Și da, haideți să începem. În primul rând trebuie să aveți versiunea minim, versiunea 14393 de la Microsoft. Și prin asta mă refer la Windows, desigur. De unde o aflați? Păi, vă duceți în setări, la System, About și OS Build este numărul pe care îl căutați. Eu am 15063 pentru că am o versiune luată de pe site oficial, deci este printre ultimele. Versiunea, adică asta cu 4, nu cred că vă interesează. Asta vă interesează pe voi. Apoi, ce vă mai interesează să vedeți aici? Sunt afișate unele din specificațiile calculatorului configurației voastre. Și eu vă recomand să aveți așa. Obligatoriu 64 de biți, pentru că la 32 de biți sistemul este limitat la 4 GB, din ce știu. Măcar un i3-6100, i3-7100, 6098P eventual. Unii 5 de generație mai veche, poate unii 7 de prima, a doua, a treia generație, dar la consumă de rup. Dacă vreți să aflați toate specificațiile, le puteți afla la Device Manager pentru cei care nu știau. Vă duceți Display Adapters, vă va arăta placa video și plăcile video eventual. La monitoare vă va arăta câte cabluri aveți băgate în placa video. Eu am două, unul televizor, unul monitor. La procesoare veți afla câte nuclee are procesorul dumneavoastră. Al meu are 4 cu hyperthreading. Sau nu are, stai. Ba, nici nu mai știu dacă are hyperthreading, nu contează. Deci aici vă va arăta frecvența de bază, fără turbo și numărul de nuclee. Poate mai vreți să știți dacă aveți o placă de sunet. De ce nu? Dacă aveți adaptor pentru internet. Ce USB-uri? Înțelegeți voi ideea. Aflați cam tot ce vreți să știți despre calculator aici. Acum, înainte să începeți orice fel de chestie, trebuie să faceți aceste lucruri. Windows Defender, Open Windows Defender Security, what? Virus and Threat Protection și trebuie să aveți Real Time Protection Off. Deci off, frate, off. Pentru că asta m-a enervat și mi-a irosit foarte, foarte mult timp. Când voi dați install, el automat șterge tot ce crede că este virus. Adică crack-urile ce-l face să meargă. Și stai câteva ore iar să-l instalezi, te enervezi, îți pierzi timpul și nu are rost să face și voi cum am făcut eu. O dată sau de două ori. Apoi vă veți duce, mă lasă mă, la nu aici,
la update in security din nou și la for developers. Aici trebuie să aveți developer mode activ, pentru că dacă nu îl aveți activ, când vă va intra în CMD după ce se va efectua instalarea, vă va da o eroare roșie de care nu puteți scăpa. Sau puteți, dacă sunteți scripter, veți intra în run apoi în updata, veți schimba plugin-urile. Da, e complicat. Nici eu nu înțeleg prea bine. Deci, developer mode, specificații, să aveți forță, 64 de biți, obligatoriu. Dacă vreți să vă meargă ca naiba, mergi, frate, pe 32. Da. Ce să vă... placa video să fie măcar DirectX 11 sau 12. Încă n-am înțeles care e faza, dacă se poate rula și pe DirectX 11, dar eu, din ce știu eu, aveți nevoie de placă cu suport DirectX 12 și măcar 2 GB de memorie video ca să vă pornească jocul. Deci doar atât. Vă veți duce jos. Aveți instrucțiunile, exact ce v-am spus și eu. Și am uitat să vă spun, după instalare vă va apărea un CMD pe care nu trebuie să-l opriți. Dacă îl opriți, cred că îl veți găsi în folderul în care se instală jocul și îl veți putea relua. Dar e cam pierdere de timp. Deci, vă va apărea un CMD cu 3 sau 4 opțiuni. A treia opțiune este să configureze și DLC-urile și forța normală. Veți avea două versiuni. Opus, care este versiunea debug și care are toate DLC-urile, și versiunea normală, care este puțin mai bine optimizată, dar nu are niciun DLC decât mașinile pe care le are. La varianta a treia veți alege să le configurați pe amândouă. Apoi vă va întreba dacă vreți să instalați manifestul. Nu știu exact să vă explic ce este acela manifest, dar fără el nu cred că va merge, așa că aveți opțiune să puneți tasta N sau Y. Și veți pune tasta Y, veți apăsa Enter, vă va apărea un scris, dacă mă amintesc bine, verde-albăstrui, ceva pe acolo. Dacă vă apare verde-albăstrui sau verde, înseamnă că va merge. Dacă vă apare roșu, nu. Nu. Puteți să vă luați gândul. Bine, dacă vă apare roșu, aveți o problemă de script sau nu v-ați activat developer mode. Mă bâlbâi. Astea sunt toate DLC-urile pe care le aveți în această versiune. Sunt destule, deci, în afară de, cum îi zice, mă? Hot Wheels. Bine, recunosc că Hot Wheels este un DLC genial. Dar aveți, băi, frate, deci aveți de unde instala. Uitați-vă și voi câte servere au rezervat băieții ăștia, ca să vă asigure vouă, să se asigure că veți avea joc. Aveți de respectul meu, SkyDrawerilor Games. Nu voi lăsa linkul în descriere, pentru că, cum să vă spun, s-ar putea să-mi iau strike, pentru că este o versiune crăcuită care cred că o să meargă, adică mie mereu mai mers, și poate o să-mi iau și bătaie de la Microsoft. Nu știu, n-am citit tot contractul cu Google, nu vreau să mă risc. Dar voi puteți căutați pe Google. Download Forza Horizon 3 El Amigos. Și gata. Multi 13. Ah, stai. Nu. Nu e asta. Sau e asta? Ba, da. Asta e. SkyDrawer Games. Da. Deci sunt site-uri diferite. Asta. Deci voi trebuie să apăsați pe articolul din 12 martie 2017. Eu pe asta am apăsat. Ok?
ăsta. Și v-a apărut, gata. V-ați făcut cu Forza Horizon 3. Nu știu dacă e Ultimate Edition, dar știu că are multe DLC-uri, că merge bine. Și sper că v-a mers și vouă. Dacă v-a mers, lăsați un like sau un dislike dacă nu v-a mers. Și spuneți-mi în comentarii ce probleme aveți în caz de aveți probleme. Poate știu și pot să vă ajut. Nu uitați de subscribe în caz de video ăsta ajunge viral ca cel cu GTA 5. Vă rog, dați și voi un subscribe dacă v-a mers. Dacă nu v-a mers, dați un dislike și înjurați-mă în comentarii. Să aveți o zi frumoasă, să vă meargă. Doamne ajută. Pa, pa.